Ziua de 23 aprilie marchează începutul anului pastoral. În această zi este sărbătorit Sfântul Gheorghe, cunoscut și sub numele de St. George, fiind perceput ca protector al naturii inverzite, al vitelor și al oilor. Gesturile și actele circumscrise acestei sărbători țin 3 zile, la fel ca în cazul sărbătorilor mari. St. George-ul deschide ciclul vegetațional și marchează intrarea în anotimpul cald, care ține până la Sfântul Dumitru sau Sfânt Petru. Apa, focul și ramurile verzi sunt prezențe emblematice ale acestei sărbători, având calități de purificare și apotropaice. În ajunul zilei de Sfântul Gheorghe, în lumea satului se desfășoară o serie de obiceiuri care marchează ritualic începutul anului pastoral. Este o sărbătoare a ciobanilor, mai precis, se constituie turmele, se pregătesc oile pentru primul muls și se face primul caș. Primul muls era important pentru că era marcat de acte ritualice, pentru că era considerată intrarea într-un interval sacru în care forțele naturii puteau fi influențate. Primul muls se făcea printr-o cunună de plante care se considera că asigură sănătatea animalelor și belșug producției de lapte. Una dintre practicile frecvente în această zi o constituia împodobirea caselor și anexelor gospodărești cu simboluri vegetale. Erau folosite crengi de păr sau de trufan, frunze de stejar sau de fag, despre care se credea că protejează casele de strigoi. O metodă eficientă de alungare a strigoilor era și utilizarea plantelor cu calități magice, cum erau stroiul. Se făcea un amestec din mai multe plante, usturoi, leuștean, rostopasc și gunoi de grajd, care era pus în zonele de legătură cu exteriorul și se făcea semnul crucii cu acest amestec. O altă funcție apotropaică o reprezenta focul ritualic, având rol purificator asupra spațiului și care alunga spiritele malefice. Apoi există o serie de credințe și superstiții legate de ziua Sfântului Gheorghe. În noaptea de ajun, oamenii stăteau treji pentru a fi voioși și sănătoși tot anul. Femeile scoteau obiecte de țesut și le țineau la soare pentru a avea spor în anul respectiv, iar bărbații se stropeau cu apă și se băteau cu urzici pentru a fi sănătoși.